Bună! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, dragilor! Astăzi avem un haul cu câteva cumpărături de la Mega. Sunt niște chestii destul de variate, tocmai de aceea m-am și hotărât să-l filmez și am cumpărat destul de multe lucruri. Și am zis, da, să vă arăt. O să vă arăt ce am pus în fi pe masă. Asta e bonul. Am găsit aceste șervețele umede de la Huggies cu 14 lei, 3 bucăți, 2 plus 1 gratis. Niște role de hârtie igienică de la Ceva. Aici e bonul pe care v-am zis. Și aici am niște baghete. Scuzați că și ala. Deja am rupt o bucățică pentru că era e caldă proaspătă și au vrut să mănânce așa. Un iaurt cu căpșuni de la Cremoso. Niște unt. Prima dată când îl văd pe ăsta de la Lactofood, așa, în formula asta. Sper să fie bun. Niște șervețele umede din aceasta la cutie, pe astea vreau să vi le arăt. Sunt 3 lei, mai puțin, și ala. Sunt 3 lei și ceva, 4 lei. Dar ce îmi place foarte mult la ele este că sunt așa, îmbalate individual și poți să le iei în geantă fără probleme. Adică nu mai cari tot pachetul de șervețele după tine. Niște creioane colorate de la Pic. Și mi-am și niște carioci. Probabil undeva pe aici. O, niște morcovi, cam la 3 bucăți, dar nu le văd. O secundă. Ouă. Din acesta bio. Astea sunt cariocile. Astea au fost 9,50 lei și astea cred că au fost 12 lei. Nu știu cum se vor comporta, văd și eu acum. Un deodorant din ăsta de la Rexona, care mi-a plăcut foarte mult. Lapte cu cacao de la lăptăria cu caimac pentru Maxi. Mălaiul acesta de la Panzani, foarte repede se face mămăliga și este foarte cremoasă, e foarte bun. Eu l-am luat de la recomandarea lui Corina, la ea am mâncat și mi-a plăcut. V-am zis că aveam 3 morcovei. Niște măsline verzi. Două bucăți de avocado, pentru mine. Eu mă mâncă avocado, Maxi și soțul nu prea. Un timbar din ăsta cu mere și mentă. Cartofii aceștia pentru fiert. Îmi place cum arată și textura. Foarte complicat cu cartofii aici în România. Mi se pare că nu au un gust tocmai foarte bun. Hai că tofu și în clipul ăsta, scuzați. E așa foarte rapid făcut. Hai să vedem. Sucul acesta Capri, cred că am luat 2 sau 3, vi le arăt imediat. 2 pentru Maxi, să mai bea din când în când, bea multă apă, dar din când în când mai bea și un suc. Niște cărne de vită, să fac o ciorbică cu legume, multe. Un lapte din ăsta de la Suzu. Smântâna de la Müller. Foarte bună și smântâna asta o recomand, e foarte cremoasă, se dizolvă bine în ciorbă sau în ce o folosesc. Niște pulpe superioare, ciocănele de la Cocorico. 1 kg de făină albă, nu mai aveam deloc făină. Ce mai am? Un măr, foarte urâte legumele la Mega, asta de aici, de la mine, doamne, mă deprimă teribil. Am vrut să iau mai multe mere și n-am putut, că nu am găsit. Erau foarte urâte. Am scos și bananele, oare? Le-am scos. Le-am scos pe aici. A, da, le-am scos, sunt deja în coș. Scuze, am avut și 2 banane. Niște castraveți. Maxi mănâncă pe post de snacks castraveți ăștia. Încă un timbar. Ăsta cu zmeură. Și am găsit asta de la Topoloveni, o zacuscă de fasole, îmi place că este borcanul acesta mic și, da, îl poți mânca repede. Și zacuscă de vinete, n-am mai mâncat până acum, nu știu cum sunt, eu tot timpul caut o zacuscă bună. Și aici am un zestec de la farmacie. Maxi este tot timpul ciupit de țânțari, nebunesc cu țânțari ăștia aici, face niște ciupituri mari, în fine. Nu mai pic nimic, noi să fim sănătoși și voioși. E vară și foarte cald și normal să fie cumva
sau nu e normal să fie atât de multe insecte, dar vreau să închei pe o notă pozitivă, așa că valoarea este 192,47. Acestea sunt cumpărăturile mele de la Mega pe Super Mega înainte. Să aveți o zi bună, spor în toate, dragilor, și să ne revedem cu bine în clipul următor. V-am pupat pe toți, pe toate! Ciao!